România se află din păcate pe primul loc în Europa la incidența cancerului de col uterin. Anual peste 4.000 de românce sunt diagnosticate cu această boală. Din această cauză, mortalitatea este de 4 ori peste media europeană, anunța Institutul Național de Sănătate Publică anul trecut. Femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani sunt cele mai afectate de cancerul de col uterin, iar anual se înregistrează peste 1.900 de decese. Nici în privința cancerului mamar, situația nu este prea bună. Aproape 9.000 de cazuri au fost înregistrate în ultimii 5 ani, dintre care 3.200 de persoane și-au pierdut viața. Noiembrie 2017, ministrul Sănătății Florian Bodog anunța că a primit peste 191 de milioane de euro pentru derularea a 5 programe naționale de screening. Programul de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân se va derula pe o perioadă de 5 ani și presupune testarea peste 30.000 de femei, dintre care jumătate aparținând categoriilor vulnerabile din punct de vedere socioeconomic, zone defavorizate, mediu rural, șomere, grupuri etnice vulnerabile. Proiectul va acoperi 4 regiuni de dezvoltare, nord-vest și vest, respectiv nord-est și sud-est. Din aceste fonduri se vor asigura gratuit servicii de screening prin testare mamografică, evaluări ecografice ale leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte și preluarea în tratament a pacientelor confirmate cu leziuni mamare incipiente, se arată în comunicatul emis de Ministerul Sănătății. La Constanța, în perioada 8 martie 6 aprilie, se va derula campania Motivi Loves Renașterea. Proiectul este realizat de Fundația Renașterea cu sprijinul Primăriei Constanța și a conducerii molului din Parcul Tăbăcărie. Investigațiile medicale sunt oferite în unitatea mobilă de diagnostic, dotată cu un cabinet ginecologic și unul de radiologie. Se vor realiza 200 de mamografii și 400 de teste Babeș și Papa Nicolau gratuite. Programările se pot face de luni până vineri în intervalul orar 9-17 la numărul de telefon 0799 606 192.